Da? Bună seara, în primul rând, vă mulțumesc pentru prezență. Sincer, nu mă așteptam să fiți în număr atât de mare. Vă mulțumesc și în numele colegilor organizației PSD Neamț. Asta înseamnă că există un respect reciproc între dumneavoastră și între noi cei care pe o perioadă determinată conducem destinele județului, destinele partidelor politice. Sigur, motivul prezenței dumneavoastră aici, motivul pentru care v-am invitat cu mare drag și cu mult respect, este o analiză la ceea ce urmează a se face în județul Neamț, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere a organizării viitorului președinte de Consiliul Județean și a viitorilor vicepreședinți. Dar cu rugămintea dumneavoastră aș vrea să încep cu un subiect destul de delicat pe care dumneavoastră îl știți și am să vă rog dacă mă respectați și dacă vreți să ascultați de de rugămintea mea, după ce vă expune în câteva minute ceea ce interesează la momentul de față județul Neamț și, de ce nu, întreaga țară, să nu vă mai întrebați că nu am ce să vă mai răspund pe acest subiect. Vă voi fi, atât eu cât și colegii de lângă mine, vă vom fi la dispoziție vis-a-vis de politica de județul Neamț al organizației PSD Neamț și de viitorul Consiliul Județean, de viitoarea conducere a Consiliului Județean. Așa că am să încep prin a vă spune cu mare drag că fostul președinte al organizației județene Neamț, Ionel Asene, și fostul președinte a Consiliului Județean Neamț a fost, cel puțin de când sunt eu în politică, un camarad adevărat. A condus organizația județeană Neamț timp de aproximativ 10 ani de zile, perioada în care nu a pierdut niciodată alegerile electorale. A fost apreciat la nivel național și județean, atât de primarii din județul Neamț, cât și de Consiliul Județean Neamț, prin realizările care le-a avut, și aici nu putem să negăm că în cei 10 ani de zile județul Neamț, localitățile din județul Neamț, nu au beneficiat de proiecte și de sprijinul politic al celui care a fost președintele organizației județene Neamț, Ionel Asene. Nu am să comentez și sigur nici colegii mei nu vor comenta acea decizie a Curții de Apel Brașov. Respectăm decizia justiției, motiv pentru care nu am ce spune decât că eu, în calitate de președinte interimar, voi face tot posibilul să țin unit această organizație județeană Neamț. Voi fi alături de familia președintelui Ionel Asene, pentru că așa este normal, la momente grele trebuie să fii alături de prietenii adevărați, alături de oameni, de camarazi adevărați care au fost alături de mine, alături de colegii mei în acei cel puțin 10 ani de zile, de ce nu alături de alți colegi care au vechime în politică la organizația județeană Neamț și în celelalte organizații locale. Cam atât am vrut să spun vis-a-vis de acel subiect. Sigur, nimeni nu-și dorește să fie în situația dată, și aici mă refer la familia lui Ionel Asene și în special la părinții lui. Și este normal să ne gândim la viitor, este normal să construim, să reconstruim, să luăm ceea ce e bun din ceea ce a fost, atât la nivel politic, eu aici vorbesc în special în calitate de președinte organizației județene Neamț interimar, dar să construim și să nu lăsăm județul Neamț prin Consiliul Județean ca proiectele să se blocheze sau celelalte lucruri care trebuie să se desfășoare normal, și aici mă refer la deconcentratele, la asistență socială și la ceea ce au în subordine cei din Consiliul Județean Neamț. Am omis, dar am vrut să termin cu acest subiect și am să vă rog să nu mă întrebați, că
din motive care sunt bineînțelese, nu am ce să vă mai spun vis-a-vis de acest subiect, Ionel Asene. Deci a fost președintele nostru, o perioadă destul de lungă s-a suspendat din organizația noastră PSD Neamț. Ăsta a fost și motivul pentru care am fost propus și ales de către colegii mei președinte interimar, dar vă garantez că în cel mai scurt timp vom avea o conducere aleasă prin vot, prin votul membrilor PSD, prin votul primarilor și vă promit că dacă doriți, în aceeași echipă ne vom întâlni la o nouă conferință de presă. Spuneam că nu am prezentat colegii mei de lângă mine. Sigur, cred că vedeți că am în primul și în primul rând tot ceea ce înseamnă parlamentar PSD din județul Neamț, atât senatori cât și deputați. Am ținut foarte mult să am alături de mine pe administratorul public al Consiliului Județean Neamț, care dacă doriți să-i adresați întrebări, vă va sta la dispoziție cu tot ceea ce se realizează și s-a realizat în județul Neamț vis-a-vis de infrastructură și alte proiecte care s-au terminat sau sunt în derulare sau care urmează a fi începute. Lângă mine pe doamna inspector general, pe domnul prefect al județului Neamț, șefii de colegii, președinți de organizații județene, și aici mă refer la doamna Carmen Năstase la femei, doamna deputată, o știți, și secretarul de stat, tot care este reprezentat, de fapt, în cadrul organizației județene Neamț. Așa cum știți, sau ați mai auzit pe surse, astăzi, înainte de a veni dumneavoastră aici, am avut câteva întâlniri, în primul și în primul rând cu toți primarii din județul Neamț, care sunt membri ai Partidului Social Democrat. Mă bucur că au răspuns 100% să fie prezenți aici. Mă bucur că sunt alături, în momente destul de delicate, de organizația județeană, alături de mine, alături de colegii mei. După care am mai avut încă o întâlnire cu reprezentanții, de fapt cu consilierii județeni PSD Neamț, pentru a pregăti ședința care va avea loc mâine la Consiliul Județean de alegerea unui președinte interimar a Consiliului Județean și a unui consilier județean cu atribuții de vicepreședinte. Și vreau să vă spun că am văzut atât în primul și în primul rând la primari, cât și la consilieri județeni, interes, respect și unitate maximă. Și vă garantez că în perioada următoare vom da dovadă nu numai de unitate, ci și de o atragere a cât mai multor membri în organizația județeană și în organizațiile locale, municipale, orășenești. Am omis să vă spun că îl am alături de mine și am insistat să rămână aici pe domnul primar al Comunei Bârgăoan, care este și președintele Asociației Comunilor din județul nostru. Un primar cu ștate vechi, un primar cu multe realizări, dar în primul și în primul rând un primar care are informația sigură din partea tuturor primarilor de la noi din județ. Garanția am primit-o și s-a văzut astăzi că nu avem în rândul nostru primari care să joace pe la colțuri. Sunt primari serioși cu vechime, primari care au realizat multe în comunele dumnealor și sigur și pe viitor, atât eu cât și colegii din conducerea organizației județene ne vom baza pe dumnealor. De fapt, fără majoritatea primarilor, o organizație județeană nu este puternică. Nu mai vorbim de parlament sau de consilieri județeni. Deci, în urma concluziilor care le-am tras astăzi, organizația județeană se va dezvolta, dar va avea tot timpul ușile deschise, nu ar fi fost și până acum, la colaborare și la un, știu, la o
discuție permanentă cu cetățenii județului Neamț și a celor care sunt interesați de destinele județului Neamț. Alt motiv, de fapt, principalul motiv pentru care am avut astăzi întâlnirile care vi le-am spus, se datorează faptului că ieri am avut o întâlnire la nivel de conducere a organizației naționale PSD. Am avut o întâlnire cu domnul președinte Marcel Ciolacu, cu domnul secretar general Paul Stănescu. Am expus problemele care sunt și proiectele care trebuie demarate în perioada următoare, începând de la organizarea alegerilor în județul Neamț, la organizația noastră, până la formarea unei alianțe care și există, puternică, la nivel de Consiliul Județean, pentru a da stabilitate Consiliului Județean și pentru a continua ceea ce avem în derulare, ceea ce au reprezentanții Consiliului Județean în lucru, în derulare și a demonstra că toți care suntem în organizațiile județene, în organizațiile locale, suntem interesați ca cetățenii județului Neamț să beneficieze de cele mai bune proiecte și să nu fie nemulțumiți de noi și să arătăm că chiar dacă s-au întâmplat în ultima perioadă lucruri nedorite de nimeni, nu suntem singuri, noi suntem uniți și vom face tot posibilul ca organizația, Consiliul Județean să funcționeze la cele mai înalte standarde. Vă pot garanta că atât domnul președinte Ciolacu, cât și domnul secretar general a fost alături de noi și vor fi alături de noi și în perioada următoare. Vom avea încă o întâlnire, probabil într-o săptămână, două, cu primarii, președinții de consilieri județeni, domnul prefect, parlamentarii, cu conducerea organizației naționale și după vom stabili exact când vor fi alegerile. Oricum vă spun că alegerile la organizația Neamț cred că vor avea loc în maxim 3 săptămâni de zile, iar atunci putem discuta oficial cu dumneavoastră sau cu cei care sunt interesați de PSD Neamț. Vis-a-vis de a doua discuție care am avut-o cu domnii consilieri județeni, așa cum v-am spus, mâine se va organiza o ședință de îndată la nivel de Consiliul Județean. Vă pot spune că avem o majoritate solidă. Majoritatea o știți și din perioada din urmă. Iar mâine, județul Neamț va avea președinte de Consiliul Județean interimar și încă un vicepreședinte a Consiliului Județean. Nu mă întrebați cine vor fi persoanele, pentru că mâine consilierii județeni vor stabili exact care sunt persoanele votate. Ceea ce vă pot spune sigur, Consiliul Județean cu președinte și cu vicepreședinte va fi condus de o majoritate covârșitoare formată din celelalte partide politice, bineînțeles în special PSD-ul, fără PNL. Atât vă pot spune. Mâine, domnul președinte de Consiliul Județean, care va fi ales, cu siguranță vă va invita la o conferință de presă sau cum consideră dumnealui că este mai bine și acolo voi fi și eu prezent, și domnul prefect, și viitorii vicepreședinți. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc încă o dată pentru înțelegere vis-a-vis de primul subiect. Repați-mă, dar nu înțeleg de ce așa secretomanie în privința președintelui, că la urmă, dacă aveți această majoritate, o nominalizare a lui nu cred că va ajunge. Eu am discutat în seara aceasta doar cu consilierii județeni PSD. Da, nu am discutat, stabilit, nu facem ședință. Noi avem doar 9 consilieri județeni. Da, și au stabilit că îl vor susține pe... Vom vedea mâine. Alexandra Mane de la Comandă. Vreau să vă întreb cum credeți că va privi electoratul și județenii această situație cu domnul Ionel Arsene și dacă ați pierdut cumva încrederea electoratului din punctul dumneavoastră de vedere?
V-am rugat să nu mă întrebați subiectul Ionel Asene. Nu v-am întrebat despre dumnealui, decât dacă dumneavoastră considerați că în umbra a ceea ce s-a întâmplat, totuși electoratul dumneavoastră mai are... Din 83 de primari sau 83 de primari, avem 40 de primari PSD, care, la momentul de față, stau în sondaj destul de bine vis-a-vis de alte partide. Deci vorbim aici de peste 60-70%. Vă garantez că prin ceea ce s-a realizat și se va realiza în județul Neamț, atât din partea Consiliului Județean, cât și a primarilor, PSD Neamț nu are de pe nimic, din contră. Vom avea rezultate mult mai bune dacă suntem uniți și se vede clar că suntem uniți. S-a văzut clar și întâlnirile care le avem astăzi și le vom avea în perioada următoare. Credeți că în acest context va câștiga PSD un nou mandat la Consiliul Județean? Cu siguranță. În 2024. Vă garantez că în 2024 vom avea președinte de Consiliul Județean, parlamentari, ca să formăm o echipă destul de bună și nu mai spun de primarii din județul Neamț, care vor fi în număr mult mai mare. Revin chiar de la alte partide politice. Doamne președinte, pe cine susțineți pentru funcția de vicepreședinte interimar? Bănuiesc că s-a luat o decizie în birou. Avem 9 consilieri județeni, unul dintre cei 9, sigur, va fi vicepreședinte. Daniel Nica, Vestea Pământ, o să încerc să vă respect rugămintea dumneavoastră, domnule Harpa. Mulțumesc. Vă rog pe dumneavoastră pentru altceva. Și prima întrebare este strict legată pe joaca politico-administrativă și atât. Îl fac în sensul bun, altfel. La ședința de mâine, care în mod normal trebuie convocată de niște consilieri, presupunem că ai PSD, ca să nu spunem că știm, aveți totuși o problemă pe care am întâmplat-o și noi presa astăzi. În sensul în care domnul prefect aici de față ne-a spus că ordinul de demitere a celui care a fost președinte, ca să nu mai spun nume, nu poate fi expus public, este o aberație, evident, pentru că se referă la persoană, nu se referă la o funcție. Întrebarea mea este, consilierii PSD, care deja au semnat sau urmează să semneze convocarea pentru ședința de mâine, au un alt regim preferențial, neechilibrat juridic, aveți și avocații dumneavoastră, prin care au acces numai ei la un document al prefecturii și prostimea din județul Neamț, nu? O să vă răspund în prima fază. Nu, vreau să vă răspundeți dumneavoastră, ați văzut ordinul? Eu nu mă pot băga în ceea ce se întâmplă la nivel de... Nu am discutat de ordine, am discutat aici din punct de vedere politic. Restul, dacă vreți să aflați un răspuns din punct de vedere juridic... Nu puteți convoca ședință cei din PSD până când nu vedeți ordinul. Cei din PSD dumneavoastră, ca persoană, consilierii județeni, nu pot convoca ședința din care ați vorbit că va avea loc mâine până când ordinul nu este văzut. Vă garantez că... Ordinul a fost transmis Consiliului Județean încă de astăzi, așa că e posibil că el să fi fost văzut. Afară de asta, pentru că dumneavoastră ați spus, el nu are un caracter normativ, de asta nu putem să-l afișăm pe site-ul instituției. În rest, el poate fi consultat. Dacă vreți, disputii facem. Dar vreți să vă scot acum din WhatsApp ordinul pe care ați făcut publice, în mod public sau privat, Domnul Vinca, nu este momentul astăzi la conferința pe care... Deci vă garantez că mâine vom avea ședință de Consiliul Județean cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv cu partea prefecturii de vedere ordine. Am înțeles. Nu știu, nu mai pot eu spune de ordine secretizat sau nesecretizat. Cu siguranță, atât Consiliul Județean cât și prefectura au respectat legea. Avem dubii. Spun chiar instanțele, că nu în multe cazuri. Întrebarea 2 de dumneavoastră, domnule Harpa, pleacă de la premisa că până să fiți politician, ați fost un om care ați avut o anumită carieră onorabilă, onestă, care nu vă poate contesta nimeni, cea de polițist, dacă nu greșesc chiar pe secvență de judiciar. Nu mai contează. Contează. Pentru un polițist din județul Neamț, deci nu vreau nici pentru polițian, ci pentru omul și fostul polițist Harpa. Ce sentimente generează situația în care un cetățean oarecare, urmărit de lege... Nu intrați în subiectul dar nu aveți dreptate, respectiv, că nu vă răspund, clar. Întrebarea mea era, ce crede, ce simte un fost polițist, un actual polițist, în general, în principiu, atunci când cei care trebuie să răspundă în fața legii, fug. La momentul de față sunt președintele organizației PSD Neamț și primarul orașului Târgu Neamț. Dacă mă întrebați pe această linie, vă răspund cu mare drag. Restul nu am ce să vă răspund pentru că e momentul. Am o întrebare pentru toți cei prezenți la conferința de presă pentru dumneavoastră. Este cineva
aici prezent care își dorește funcția de președinte al PSD Neamț ales. Deci noi nu facem alegerile astăzi. Nu. Dacă cineva dorește să candideze. Dacă cineva intenționează... Bănuiesc că la momentul când se vor depune candidaturile, vor fi candidați. Dacă nu vor fi candidați... Întrebare pentru toată lumea, dar pentru... Dacă nu vor fi candidați, vă asigur că voi conduce cu mână de fier organizația PSD Neamț, cu sprijinul colegilor și nu numai a celor de lângă mine, în special a primarului. Deci este un anunț neoficial, eu cu siguranță voi candida. Nu terminasem, vă cer scuze, chiar nu terminasem și v-am zis o întrebare și domnului administrator public al Consiliului Județean Neamț, dacă tot este astăzi aici, pentru că rămân întrebări legate de cum va fi administrat județul, dar și anumite situații. Și mă voi referi la podul de la Luțca, pentru că vreau să întreb în numele acestor oameni care ne contactează pe noi de la Roman Zilnic, aproape, întrebându-ne ce se va întâmpla dacă cineva le va asigura un pod pe care să treacă în siguranță, dacă există o intenție, dacă există anumite... Știu că este o anchetă de desfășurare, nu mă voi referi la fostul pod, ci la un nou obiectiv. Există șanse să primească acești oameni o nouă rută decentă pe care să circule. Înainte de vă răspund eu ca urmare a unor discuții purtate, în special cu reprezentanții ministerelor, abilitate și a conducerii PSD central. Podul de la Luțca va fi construit. Clar. Nu e vina nici a PSD-ului, nici a consilierilor, nici a domnului nu știu cui, cum îl cheamă, sau cei care se ocupă de anchetă, să-și facă anchetă, că este normal, nu intrăm în discuții. Dar din ce am discutat, atât la nivel de Consiliu Județean, cât și la nivel de conducere politică, podul de la Luțca va fi construit din banii noștri, a tuturor. Nu tuturor, nici a banii PNL-ului, nici PSD, nici nimeni altcineva. Când estimați că se vor face primii pași pentru acest... După ce vom avea mâine o conducere la nivel de Consiliu Județean, vom începe discuțiile și demersurile pentru a rezolva problema Luțca. Dar punctez încă o dată. Domnule Hartman, o întrebare. Chestia asta despre care nu vorbim generează și alte modificări în structura de conducere a PSD Neamț? Generează modificări, nu știu, mutări de pe funcții, schimbări ceva? La nivel de, la nivel de conducere a PSD Neamț? Da. Păi n-am aici, nu avem aici oamenii... Dacă și în, între oamenii desemnați de PSD Neamț la instituțiile descentralizate? Sau, nu e problema mea. Altceva. Din punct de vedere politic, voi face echipă cu cei care sunt prezenți și voi face tot posibilul să aduc în echipă oameni serioși, de calitate, vertical, care să construiască și să facă tot ceea ce este mai bun pentru județul Neamț și să urmeze, bineînțeles, politica social-democrată. Mulțumesc. Cristian Foghel, la Roma 94. Sunt o mică întrebare. S-a retras cumva domnul Arsene calitatea de membru al PSD? Domnul Arsene nu mai este membru de PSD din momentul în care am primit, de fapt avem hotărârea judecătorească, dar dumnealui este înainte suspendat de când am preluat eu funcția de președinte interimar, vorbim de câteva luni de zile. Ok, mulțumesc. Cu tu, ca președintele filiare, fie candidat la președinția Consiliului Județean, ați va această candidatură, domnule Harpa? Mai avem până la anul. Pe mine mă interesează acum să construiesc, și numai pe mine, și pe colegii mei, să construim astfel încât organizația să fie pe primul loc la alegerile din 2024. Iar în urma unor sondaje care le vom, în perioada următoare le vom efectua, veți afla cu siguranță și viitorul președinte al Consiliului Județean. Dar, dacă spuneți dumneavoastră că este o cutumă, eu sunt un om echilibrat și nu dau înapoi și nu vreau sigur. Dacă colegii vor fi de acord, voi fi candidatul la Consiliul Județean Neamț. Aș reveni și eu la două întrebări. Scuzați, ca să nu uităm domnul Apetrei, da? Că am trei mandate de primar și că am știut ce înseamnă administrație locală, comparativ cu alți contracandidați. Revenim la două întrebări. Ați spus că ce va fi o conducere la Consiliul Județean, se vor face demersurile pentru podul de la Luțca. Ce înseamnă? Demersuri sunt făcute. Se vor continua demersurile. Da. Să ne spună. Da, mă scuzați că eu l-am... Din banii noștri, din banii noștri, dar banii noștri ar putea să fie și bani guvernamentali. Cu siguranță vor fi și bani guvernamentali. De unde sunt acești bani?
Știu că doamna deputată a făcut în acest sens niște demersuri acum câteva săptămâni, cred, luni, nu știu. Haideți să vă răspundă domnul administrator și după aia doamna deputată vă răspundă. Eu am venit în centru, vă rog să... Haideți mai, domnul... Da, vreau să menționez, pentru că azi a fost ultima mea zi din contract ca administrator public al județului pe mandatul domnului Ionel Arsene, și să menționez că am avut o colaborare corectă, o colaborare în care am putut să-mi pun experiența și expertiza în administrația publică de până acum în valoare, alături de colegii din Consiliul Județean, directori în proiectele care sunt în derulare. Referitor la podul de la Luțca, în momentul în care organele de cercetare penală a dispus că se poate intra în perimetrul respectiv, din momentul ăla s-a făcut expertiza, s-a făcut proiectul și astăzi am sintetizat, sigur că au fost câțiva pași care trebuiau făcuți, și astăzi este scoasă lucrarea la licitație. Pe 27 martie e termenul de depunere a ofertelor pentru execuția eliberării a materialului construit pentru eliberarea albiei. Asta este prima etapă, înainte de a se construi. Asta pot să vă... Domnul administrator public, ce vă obligați să dispuneți chestia asta din mai până acum? Din care mai până acum? Din când s-o prăbușit. Pentru că a fost... Deci din mă... Încă o dată, repet. Din momentul, din momentul în care organele de cercetare penală au spus că putem intra în perimetru, noi am făcut adrese, deci din partea Consiliului Județean, dacă putem intra. Nu am putut intra acolo. Din momentul în care am primit acceptul, din momentul ăla bun, deci, s-a intrat, s-a făcut expertiză, trebuia făcut expertiză, trebuia făcut proiect și scos la licitație. Nu se va construi, că deocamdată doar veți putea elibera. Deci, repet, sunt niște etape. Prima etapă este eliberarea albiei. Dați un orizont de timp, înțelegem că sunt niște etape. Există și acea perioadă în care se pot face contestații la licitații. Înțelegem aceste etape. Un orizont de timp, nu știu, 5 ani, 2, 3. Păi, după eliberarea albiei se face proiectul și se trece la partea de execuție. Nu poate spune nimeni așa ceva. Dar aveți un proiect identificat, o sursă de finanțare? V-am spus eu. Sursă de finanțare am identificat. Din banii noștri, tuturor. De unde? Din Consiliul Județean, de la Guvern, din programul... 30% de la... Deci, vom găsi soluția sigură, că va fi deci un sfert de la Consiliul Județean, că va fi de la Minister, că va fi de la Guvern, de unde va fi, cu siguranță vom găsi sursa de finanțare. Nu de Brășov, dar nu spus din ca să înțeleg, să înțelegem tot mai bine. Dar dumneavoastră a anunțat acum, și poate din colegii nu au fost atenți, licitația pentru degajarea albiei Siretului, pe 9 milioane lei, anunțat oficial, da. Urmând, cam timp, cum să fără finanțare, să fie făcut și pacii următori. Licitații pentru proiect, licitații pentru lucrare, cu toate contestațiile astea, adică dacă îi să vorbim realist și tehnic, suntem un om tehnic, licitația pentru lucrarea propriu-zis în cazul fericit în care vom avea banii, n-are cum să fie gata mai degrabă de un an jumate. Zice-ne specialistul din mine. Dumneavoastră, ce ziceți? De asta trebuie colegii de orizont de timp. Da, tocmai asta am spus mai înainte, că trebuie eliberarea. Deci am spus că prima etapă și primul pas este eliberarea albiei. Aia e licitația care se face acum, pentru 9 milioane. Da. Cu siguranță, cu siguranță, perioada următoare, veți ști de la viitorul președinte de Consiliul Județean interimar mult mai multe informații vis-a-vis de această situație care s-a creat fără să ne doim toți. Președinte de Consiliul Județean, poi mâine, dacă mâine va fi ales, va ști mai multe decât niște oameni care au lucrat cu aceste lucruri din iunie anul trecut? Eu vorbesc de perioada următoare, nu vorbesc poi mâine. Vorbesc peste o săptămână, două, o lună. Domnul Brașoveanu, ați discutat cu domnul Asafte să continuați mandatul de administrator public? Nu am avut o discuție până acum. Probabil mâine, după, nu știu. Va discuta cu viitorul președinte, domnul Gabi. Nu am discutat. Revenind la altă întrebare, ați spus că dumneavoastră veți candida la președinția PSD Neamț. Alți doritori de aici, din echipa dumneavoastră apropiată? Sau cred că suntem cel mai eu știu, deschis partid. Și avem o relație destul de deschisă. Și și-au manifestat dorința și alții, nu avem mâine. Alegerile. Da, nu v-am întrebat pe dumneavoastră, că dumneavoastră ați manifestat, dacă și-au manifestat și alții. Nu.
Astăzi nu, dar e posibil. Este o săptămână, două. Am și o ultimă întrebare pentru doamna deputat Bulai, pentru că o avem în această seară aici. Cum apreciați activitatea consilierilor locali din Consiliul Local Roman? Pentru că sunteți președintele organizației la nivel local și n-am auzit din partea dumneavoastră niciodată o declarație oficială, cel puțin la postul nostru, privind activitatea lor. Bună seara! În primul rând vreau să vă salut pe toți și să vă mulțumesc și eu că ați dat curs invitației noastre. Activitatea consilierilor locali de la Roman este cea mai bogată activitate pentru că sunt singurii care au inițiat proiecte. Deci pot să vă spun că în momentul de față cele mai multe proiecte sunt inițiate de către consilierii locali PSD. Tot ei au fost cei care au susținut ca o parte importantă din bugetul Consiliului Local să meargă către problema pe care o avem la Roman și afectează toți romașcanii, problema cu apa. Știți foarte bine că nu s-a mers pe această idee, deși este o problemă serioasă, și sperăm ca romașcanii să-și dea seama că după 14-15 ani de când la Roman este o conducere liberală, vor putea să vadă și rezultate, așa cum PSD-ul a demonstrat întotdeauna. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Și spun că trebuie să facă compania județeană a Paserbă-Suburnea, Consiliului Județean Neamț, alții spun că primăria, deci compania... Da, o întrebare foarte... Trebuie să vă dați mâna acum, adică... O întrebare foarte bună, în condițiile în care APASERB este prestator de servicii, iar în contract există clar scris că toate conductele scoase din uz vor trebui înlocuite de către primăria Roman. Și avem exemplu tuturor localităților care sunt în Adi, Aqua, Neamț, care au avut grijă de conductele lor, au avut grijă de infrastructura de apă a orașelor, a comunităților pe care le conduc, iar la Roman de 15 ani nu s-a mai investit deloc. Adică APASERB-ul are obligația de a investi ce înseamnă rețele noi, dar ce înseamnă rețele vechi este de datoria primăriei. Sper ca romașcanii să înțeleagă că, în primul rând, este un lucru pe care primăria Roman trebuie să și-l asume și, bineînțeles, să facă cu APASERB-ul, pentru că în momentul în care există colaborare, există și rezultate. Am avut discuție cu directorul de la APASERB, îmi va trimite planul de investiții pentru anul acesta și pentru anul viitor. Sunt mai multe proiecte care vor fi demarate în acest sens și este clar că la Roman cea mai importantă temă este cea a apei. Pentru că asta își doresc romașcanii. Vă mulțumesc! Și azi cred că am scris că și la Târgu Neamț, două străzi, avarii și mai departe. Dincolo de ce nu fac primarii ăștia, răutăcioși și incompetenți din județul Neamț, indiferent de culoare politică, din postura de actual președinte, interimat, dar cu pârghii acum în mână, credeți că ar trebui sau nu schimbat ceva în paradigma de management de la APASERB, în care, aveți doar că nu pronunț nume, printre altele, în AGA sunt doar consilieri județeni PSD, în CEA sunt, în general, mari specialiști, să nu le spun sinecuriști, tot din zona PSD sau a sateliților. Deci, crezi că trebuie schimba ceva în conducerea și relaționarea APASERB cu primarii sau nu? Întotdeauna se pot găsi soluții mai bune. Dacă vreți să fiu sincer, și eu sunt primar de oraș, sigur, nu la mărimea municipiului Roman. Doamna deputată are dreptate maximă, pentru că anii din urmă, chiar și anul trecut, dacă nu mă înșel, au fost o groază de proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală, pe Angel Salini, pe fonduri europene, unde ai avut și ai posibilitatea să schimbi mare parte din rețele. Nu poți 100%, dar poți schimba mare parte din rețele. Dacă mă întrebați de la general de APASERB, v-aș ruga să avem răbdare, să discutăm în primul și în primul rând cu viitorul președinte de Consiliul Județean, iar dacă dintre consilierii județeni ai PSD Neamț fac parte, nu știu exact
cât sunt și cum sunt din Consiliul de Administrație și AGA, vom face o analiză clară și vă asigur că, haide să fiu corect, vor fi schimbări la PASER. Fac parte posibil, dețin doar din AGA. Vă asigur că la nivel de APASER vor fi schimbări, dar schimbările le vor face cei din AGA sau Consiliul de Administrație. Dar n-am înțeles, vă simțiți vinovat când ați schimbat țevra de gură, am zis, visia AGA în două zile? Că n-am înțeles. Nu, v-am spus. Nu mă simt vinovat, dar cât am putut, am făcut. Ok. Nu-i neapărat motivul ăsta, că s-a spart o țeavă pe Cuza Vodă, probabil de zona aia, spuneți că am văzut și eu. Dar mai sunt și alte motive pentru care avem avarii, nu numai în Târgu Neamț, ci în tot județul Neamț. Eu nu mă simt vinovat pentru că am renunțat la drumuri și la alte investiții și am făcut investiții pe apă canală. Ați spus că 10 ani în județ au fost aduse fonduri de... Asta știm cu toți. Nu vreau să contest ce a spus dumneavoastră. Vreau să merg mai departe și să vă întreb, pentru că acum aveam cel mai important proiect în județ, era construcția unui spital județean de urgență. Da. Dacă ați discutat cu președintele Ciolacu și dacă aveți certitudinea că acest proiect va rămâne în picioare, încă nu e semnat, e doar aprobat de Ministerul Sănătății. Proiectul va fi semnat în perioada următoare. La semnarea proiectului, domnul ministru Rafila va fi aici în județul Neamț și am să vă invit cu mare plăcere. Bine, o să vă invite în primul și în primul rând conducerea Consiliului Județean, pentru că este proiectul Consiliului Județean. Iar spitalul, știm cu toții că este cea mai mare valoare din România la investiția, la construcția spitalului. Spitalul, că sunt eu că va fi în perioada următoare, nu eu. Conducerea Consiliului Județean, spitalul va fi construit. Vorbim de câțiva ani de zile. Trebuie să fim conștienți, un spital nu se construiește în 2-3 ani de zile. Spitalul este finanțat și va fi semnat. Cu mare... Domnul Brașoveanu știe mult mai multe vis-a-vis de spital. Spitalul, o întrebare. Ce se întâmplă cu secția de oncologie actualului spital, care este abandonată de luna august anului trecut? Secția de oncologie a Spitalului Județean de Urgență este predată amplasamentul de vreo 2-3 ani de zile către Compania Națională de Investiții, care s-a ocupat de toată procedura de proiectare, de scoaterea la licitații pentru execuții. A fost desemnat un câștigător, care, un antreprenor, care trebuia să se apuce de treabă aici în județ, a anunțat să eliberăm clădirea, a venit să apuca și a lucrat 2-3 săptămâni și a abandonat lucrarea. Drept pentru care CNI-ul a... Compania Națională de Investiții este predată amplasamentului. Ceea ce facem, s-am discutat cu Compania Națională de Investiții, se face o actualizare a proiectului astăzi, pentru că după ce s-a decopertat, s-a făcut și o expertiză din nou a clădirii, s-au găsit niște fisuri, se actualizează proiectul și se scoate din nou la licitație. Asta ceea ce știu în momentul ăsta vis-a-vis de demersurile care le-a făcut conducerea Consiliului Județean către Compania Națională de Investiții. Dacă proiectul cu Porțile Neamțului merge mai departe? Proiectul cu Porțile Neamțului, clarificarea situației juridică, a juridice și a finalizării proiectului și după aceea să căutăm o sursă de finanțare pentru execuția lor. După merge mai departe în parcursul respectiv. Ei le ridicați în Cășmaș? Nu, după ce se va obține toate avizele necesare. S-au găsit soluții pe fiecare zonă în parte, se obțin acum avizele și după aceea după ce va fi autorizația și toate avizele necesare, se va căuta și sursa de finanțare. Conferința de presă organizată la sediul PSD, nu la Consiliul Județean. L-ați chemat și pe voi? Nu, glumesc, doamne ferește, nu. Vedeți câte avem de întrebat? Vă asigur că veți fi invitați ori de câte ori hotărâm în cadrul biroului județean să vă comunicăm noutăți și proiecte de viitor. Și sigur și la nivel de Consiliu Județean. Treceți la un alt nivel de transparență, diferit față de ce fost până acum. Uitați-vă câte întrebări avem. Uitați-vă
Vă stăm la dispoziție. Tocmai din acest motiv suntem aici. Apropo de nivelul de transparență, că am trimis o solicitare la Consiliul Județean și am întrebat dacă s-a emis acea autorizație de demolare pentru podul de Tadunțca. Și nu mi-a răspuns nimeni vreme de 5 luni. Mâine... Acum, apărăs că este autorizație. Mâine veți fi invitat, cu siguranță veți fi invitat după ședința de Consiliu, dacă doriți, să Republică organizăm ședința? O... Poftim? Republică ședința? Adică putem participa și așa? Sigur, puteți participa. Să organizăm o conferință de presă cu viitoarea conducere a Consiliului Județean. Oricum, una peste alta, eu vă asigur atât timp cât voi fi la conducerea organizației județene și sigur și colegii mei sunt în asentimentul meu, că voi avea în primul și în primul rând o colaborare, voi încerca să am o colaborare perfectă cu dumneavoastră, cu primarii, cu președintele Consiliului Județean și vicepreședinți și cu consilierii județeni. Dar îl văd pe domnul Vinca aici, că noi mai așa mai ne mai uităm așa unul la altul, în special pe partea asta Facebook-ului. Rugămintea mea este așa cum m-ați înțeles și vis-a-vis de subiectul Ionel Arsene, despre care nu vreau să mai vorbesc. Vreau să vă întreb la ce vorbim în ședință. Vis-a-vis de relația noastră, vă răspund imediat, vis-a-vis de relația noastră, așa cum am fost și în continuare voi fi, nu voi fi implicat în scandaluri de a ataca contracandidați, în scandaluri politice sau de altă natură. Îmi voi vedea de linia mea, ne vom vedea de linia noastră, toți cei care suntem aici, și nu vom vorbi altceva decât ce se realizează, ce vrem să realizăm și ce vrea organizația PSD-ul, de fapt nu mai e neapărat organizația Neam, ce vrea PSD să schimbe în bine, să organizeze, să, eu știu, colaboreze cu dumneavoastră și cu alți colegi de dumneavoastră, dar fără a ataca, din punct de vedere politic sau de altă natură, contracandidații. Și aici știți la ce mă refer, de asta am punctat la domnul Vinca. Nu sunt omul și nu voi fi omul, așa am fost educat, să atac contracandidații și să vin cu fel de fel de... Dar, nu înțeleg, dar chiar nu înțeleg acum referirea existentă la mine. Știți că noi mai discutăm așa între noi. Ne-a cerut vreodată să atacă cineva? Nu, pe tocmai asta. Când ne-a cerut cineva să atacă Nu, tocmai asta v-am spus. Că nu. Sunt omul și v-am spus vreodată. Domnul Brașoveanu, până ne spuneți, poate spune că nu ne-am văzut la o conferință de presă la Mărețul CJ de câți ani, domnul Brașoveanu? Cu siguranță o să vă vedeți mult mai des. Nu, că sunteți în CJ, nu de altceva. Deci la ora 14 aveți ședința de Consiliu Județean. Cu ocazia asta a fost noastră, domnule Harpa, cel puțin unul de ce au venit pentru dumneavoastră, nu pentru PSD Neamț, pentru dumneavoastră. Cu ocazia asta a fost mai astăzi la Prefectura Neamț, de un an de zile nu s-a făcut nicio conferință de presă, iar la CJ, din vreo 7 ani, poate cu două făcute așa. Îmi doresc din tot sufletul de astăzi să veniți la organizația PSD Neamț. Pentru mine veniți la Târgu Neamț. Cu mici excepții. Veniți de interimar, veniți la Piatra, unde veniți la Târgu Neamț? Nu, vorbesc în calitate de primar, veniți și la Târgu Neamț. Nu mi-am dat demisia încă de calitate de primar. Știu cu președinte, dar cu mici excepții, și aici mă refer la candidatul la primăria Piatra Neamț sau la Consiliul Județean. Avem aici un tablou al candidaților la alegerile parlamentare? Locale, județene și parlamentare. Toți sunt aici? Mai sunt și în alte părți. Nu avem candidatul de la Roma deocamdată aici sau e posibil să-l avem? Îl avem sau nu-l avem? Nu-l aveți? E posibil, vedem sondajul ce spune. Nu avem, eu știu, europarlamentari candidați. Nu avem candidatul la primăria Târgu Neamț aici. Nu avem candidatul de la primăria Bicaz. Păi nu-l avem candidat de la domnul Harpa, nu? La primăria Piatra Neamț, domnul Niță. La Bârgan, domnul Șchiop. Domnul administrator public. La Roma, e prea devreme a discuta candidații. Aici dacă discutăm, nici pe mâine nu știm sigur cine este... Vedeți? În politică orice e posibil, da. Corect, absolut. Dar mi-a spus gata, cum mă zic. Nu, a fost o întrebare așa, o fel de capcană, dar siguranță nu... Nu aveți de unde să știți astăzi cine va fi mâine președinte sau vicepreședinte. Ce vă putem spune este că... Cu siguranță la Piatra Neamț și la Roman va fi un primar, vor fi primar PSD. Dar nu. Vorbim despre cei care deja nu sunt. Nu. Ce vrea să spună domnul prefect? Că în 2024 ținta este clară și avem și un sondaj, să-i spunem așa, informativ. Romanul și Piatra Neamțu va fi câștigat de PSD. Târgu Neamțu, nu mai vorbiți, pentru că Târgu Neamțu avem candidat. Bine, eu mă bazez și pe sondajul comandat de PNL. Bravo. Da. Și noi.
Sigur. Când afirm asta, că primăria va fi... Avem timp. Până la anul mai avem timp de discutat și de pod, și de spital, și de celelalte proiecte frumoase care sunt de derulare. Răspunsurile la aceste întrebări vis-a-vis de pod și de spital, totuși trebuia să le aveți. Vă spun așa. O să le avem în perioada următoare, mult mai sigure. Vorbim acum de o expertiză, așa cum spunea domnul Sorin, vorbim de demolare, vorbim de alte lucruri care trebuie realizate. Esențial este că instituțiile statului ne-au... Dar știți, când vor avea pod, nu când se ia molozul din albia râului și se găsesc... Dacă am ști sau dacă aș ști, cu siguranță vă spun.